Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Gabriel Vrânceanu și destinația de azi este răspunsul la întrebarea De ce 0 la puterea 0 nu are sens în matematică? Pentru a ajunge la destinație am construit un traseu cu câteva opriri. Prima oprire o facem la noțiunea de putere. Termen care are legătură atât cu matematica precum și cu realitatea înconjurătoare. Astfel, vorbim de puterea naturii sub diferitele sale forme, dar și despre puterea omului, atât fizică, a minții, cât și a sufletului. În matematică, noțiunea de putere implică noțiunile de bază și de exponent, formând o scriere care se citește A la puterea B. Evident, vom vorbi de putere, de exponent și de bază, numere naturale. Poate că sunteți curioși de ce a apărut puterea. O explicație posibilă este că hainele matematicii au căutat întotdeauna să fie optime, cu cât mai multă economie de simboluri. Scrierea simbolică pe care o vedeți în exemplul dat 3 plus 4 egal cu 7, este mai economicoasă decât scrierea literală și, în același timp, este o scriere universal valabilă, indiferent de limba maternă pe care o vorbește cineva, limbajul matematicii fiind unul posibil de înțeles de către oricine vorbind de economie de limbaj, în exemplu alăturat vedeți cum suma a 27 de termeni egal cu 3 se restrânge treptat într-un produs de 4 factori de 3, apoi înscrierea 3 la puterea a 4. Sper ca exemplul dat să fie unul care să justifice nevoia de a găsi haine potrivite fiecărei noțiuni Matematice. Stația următoare în călătoria noastră se referă la înmulțirea repetată cu același factor și legătura dintre aceasta și putere. Observăm că factorul repetat va reprezenta baza puterii, iar numărul de factori va reprezenta exponentul puterii pornind de la un adevăr incontestabil că oricine deține cunoaștere, deține putere, vă propun să clarificăm cum citim și ce informații conține o scriere de tip putere, exemplificând pe scrierea de tipul 3 la puterea a patra. Astfel, prin scrierea simbolică, înțelegem că ne referim la puterea a patra a lui, că vorbim despre numărul 3 ridicat la puterea a patra, că vom înțelege că numărul 3 este prezent ca factor al unei înmulțiri repetate de patru ori, referindu-ne aici, evident, la numărul. De factor. Și că puterea este de bază 3 și de exponent 4. O putere are și un rezultat asociat, un număr. Să privim la egalitatea 3 la puterea a 4 -a, egal cu 81. Dacă ne referim la baza 3, aceasta reprezintă. Numărul care ridica la puterea a patra are ca rezultat numărul 81. Dacă ne referim la exponentul 4, acesta este numărul la care se ridică baza 3 pentru a obține 81. Iar dacă ne referim la rezultatul 81, acesta este numărul care rezultă din efectuarea operației de ridicare la putere. Stația la care am ajuns este dedicată numărului 12. Și putem observa că are niște puteri magice. În ce constau puterile? lui 12, 12 poate fi scris ca sumă, ca diferență, ca produs, respectiv ca rezultat al împărțirii unor numere naturale, ca în exemplele date. Dacă pe 12 l-am considerat magic, în fapt magia este a oricărui număr natural. Jucându-ne cu puterile speciale ale lui 0 și 1, numărul 3 și orice alt număr natural poate fi reprezentat ca rezultat al adunării, al scăderii, al înmulțirii, respectiv al împărțirii unor numere naturale. Reținem că exemplul dat pentru 3. Poate fi dat pentru orice număr natural. Ne reamintim anumite convenții în scrierea matematică. Astfel, scrierile 1 ori A și A reprezintă același obiect. Am ajuns la stația în care puterile lui 3 au poftă de joc. Observ astfel cum 3 la puterea a doua, 3 la puterea a patra și 3 la puterea a șasea se leagă între ele printr-o înmulțire. Observăm cum la înmulțirea a două puteri de aceeași bază, rezultatul este o putere de aceeași bază exponentul fiind suma exponenților inițiali. În exemplu, se justifică faptul că 3 la a doua ori 3 la a patra egal cu 3 la puterea 2 plus 4, care dă 3 la puterea a 6. Joaca puterilor lui 3 implică de această dată împărțirea. Folosind acum puterile 3 la a 4, 3 la a 6 și 3 la a 10. Putem observa cum la împărțirea a două puteri de aceeași bază, prima mai mare decât a doua, rezultatul este o nouă putere de aceeași bază, cu exponentul egal cu diferența exponenților inițiali. În exemplu, se justifică faptul că 3 la a 10 -a, împărțit la 3 la a 4 -a, este egal cu 3 la puterea 10 minus 4, adică egal cu 3 la puterea a 6. -a. Am adunat cele două reguli ale jocului puterilor și reținem ce rezultat obținem când înmulțim două puteri de aceeași bază. Ce rezultat obținem când împărțim două puteri de aceeași bază? Am folosit semnul exclamării la împărțire și vom explica de ce la împărțire trebuie să acordăm atenție mărită. O, ce stație importantă! Ea reprezintă puterile de exponent 1 respectiv 0. Putem justifica ce reprezintă 3 la puterea 1 astfel. Vom folosi împărțirea 3 la puterea 5, împărțită la 3 la puterea 4, și conform regulilor anterior prezentate, rezultatul este 3 la puterea 5 minus 4, adică 3 la puterea 1. Pe de altă parte, folosind scrierea puterilor ca mulțire repetată cu același factor, obținem ca rezultat 3. Deci, avem justificarea faptului că 3 la puterea 1 este egal cu 3. Mai mult, puterea de exponent 1 a oricărui număr natural este egală cu baza puterii. În exemplul de față, împărțim 3 la 4 la 3 la 4 și conform regulilor prezentate anterior, rezultatul împărțirii de puteri este 3 la puterea 4 minus 4, adică 3 la puterea 0. Pe de altă parte, folosind scrierea puterilor ca produs de factor egal, rezultatul este 1. Am, avem justificarea faptului că 3 la puterea 0 este egală cu 1. Mai mult, cu excepția bazei 0, orice număr nenul ridicat la puterea 0 este 1. De reținut că nu putem defini aceste puteri vedete ca produs repetat de factori. Rămânem în galeria vedetelor și ne referim acum la scrierea 0 la puterea 0. Dacă baza este diferită de 0, întreg șirul de egalități are sens. Atât 3 la puterea 0, cât și 3 la 1 minus 1, 3 la puterea 1 împărțită la 3 la puterea 1, 3 împărțit la 3 și 1. Însă, dacă am dorit să înlocuim baza 3 cu baza 0 în șirul de egalități, ne apare 0 împărțit la 0 și știm deja că împărțirea la 0 nu are sens matematic. Astfel, avem o justificare pentru a afirma că 0 la puterea 0 nu are sens matematic. Ajunși spre final, putem urca mai mult, mai repede, mai puternic în cunoașterea noastră matematică. De aceea, pentru a vă întări învățarea, Puteți consulta și materialul asociat acestui filmuleț. Am ajuns la final. Dragi elevi, îți mulțumesc pentru că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii matematice. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate!